Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Bianca Oancea și vă invit să urmăriți știrile Clar TV Mușcel. Iată care sunt principalele titluri ale ediției de astăzi. A derapat pe nisip și a ajuns cu mașina în șanț. Testare gratuită pentru colul uterin în municipiul Câmpulung. FC Argeș a câștigat locul în Liga 1. Un bărbat din Bacău s-a răsturnat cu mașina în șanțul de pe DN73 în comuna Valea Mare Pravăț. Acesta a încercat să evite impactul cu o altă mașină, a ajuns pe o zonă cu nisip, a frânat și a ajuns în șanț. Din păcate, o femeie a fost transportată la spital după ce a fost descarcerată din autoturism. Un taxi condus de un bărbat de 50 de ani din Onești, județul Bacău, s-a răsturnat în comuna Valea Mare Pravăț. Șoferul a văzut târziu mașina din față, a tras de volan, a intrat pe o zonă acoperită de nisip, a frânat, iar mașina a derapat și a ajuns în șanț. În autoturism se aflau două persoane, șoferul și o pasageră de 30 de ani, din aceeași localitate. La fața locului s-au deplasat pompierii cu auto specială de descarcerare și un echipaj SMUR de prim ajutor calificat, alături de un echipaj SAJ. La sosirea echipajelor de intervenție, femeia avea mâna prinsă între ușa autoturismului și canalul betonat în care s-a răsturnat. Salvatorii militari au extras-o în siguranță și au predat-o echipajului SMUR, care la prima evaluare au constatat că a suferit o suspiciune de fractură la mâna dreaptă și contuzie la genunchiul drept. Șoferul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Detașamentul pompier Câmpulung a fost solicitat să intervină în localitatea Valea Mare pentru un accident rutier. Ne-am deplasat la locul evenimentului cu auto specială de lucru cu apă și spumă de descarcerare și echipaj de prim ajutor. Ajuns la locul evenimentului, am constatat că un autoturism marca Dacia Logan a părăsit partea carosabilă. În urma evenimentului a rezultat o victimă încarcerată. Cu ajutorul mijloacelor din dotare s-a extras victima. A fost preluată de către echipajul SMURD, i s-a acordat îngrijiri medicale și a fost transportată la UPU Pitești. Polițiștii sosiți la fața locului au efectuat măsurătorile ce se impun pentru a stabili cu exactitate cauza producerii accidentului. Un proiect inițiat de Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate este în faza de implementare în Câmpulung. A fost semnat protocolul între cei care implementează proiectul și primăria din localitate. Astfel, vor fi testate gratuit femeile pentru depistarea cancerului de col uterin. Primăria municipiului Câmpulung a semnat un protocol de colaborare cu o serie de parteneri din cadrul proiectului Screening pentru cancerul de col uterin și tratament precoce, finanțat din fonduri europene în vederea implementării unui program complex de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin. Astfel, femeile cu vârsta între 18 și 64 de ani din municipiu au posibilitatea de a beneficia de testare gratuită Babeș-Papanicolau și HPV pentru depistarea leziunilor precursorii ale cancerului de col uterin. Testarea poate fi realizată oricând pe parcursul anului în centrele de recoltare înscrise în program sau în unități mobile în cadrul unei caravane care va ajunge în localitate în perioada următoare. E un parteneriat între primărie și organizație neguvernamentală. Vrem să se facă testarea gratuit pentru Papa Nicolau, pentru depistarea cancerului de col uterin, de fapt pentru prevenție. Mai mult decât atât, e o testare care se face gratuit. În momentul de față, în Câmpulung, nu se poate face această testare gratuit, chiar și cu trimitere de la medicul de familie, pentru că niciunul dintre medici nu are contract cu casa de asigurări. Mai mult decât atât, vor putea participa, se vor putea înscrie la numărul de telefon pe care l-am afișat și pe pagina de Facebook a primăriei. Se pot înscrie de acum
pentru peste o lună, când începe acest program, toate femeile din Câmpul Lung, dar și din împrejurimi. E foarte important, am ținut foarte mult la această chestiune să fie și femeile care sunt în comunele și satele din jur, pentru că e important să ajungem și la aceste doamne. Să nu uităm că acest cancer de col uterin face ravagii între femeile între 18 și 45 de ani, adică este principala cauză de mortalitate la femeile cu între 18 și 45 de ani. Și eu mă bucur foarte mult pentru că putem să facem asta, așadar aș vrea să le spun tuturor femeilor să se înscrie, să sune la numărul de telefon unde va răspunde mediatorul nostru sanitar și să-și facă programare, pentru că într-o lună de zile o să ne apucăm să facem aceste testări. Vom avea și o caravană. Deci va fi și o caravană, va fi o unitate mobilă care va merge în diverse locuri din Câmpul Lung, dar vom putea face aceste teste și într-un cabinet de la Spitalul Municipal din Câmpul Lung. O să vă anunțăm toate detaliile, dar până una alta trebuie să faceți programările. Cu cât mai multe femei, cu atât mai bine. Și dacă, Doamne ferește, una dintre femei va fi depistată cu probleme de sănătate, se asigură și tratament gratuit. Proiectul este implementat de Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului Alexandrescu Rusescu, în parteneriat cu Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen Filia, Fundația Renașterea și Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate și este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman. Sunt vizate în cadrul acestuia peste 170.000 de femei din regiunea Sud-Muntenia, provenind mai ales din grupuri vulnerabile. Fundația Conservation Carpatia, în parteneriat cu Asociația Ocolul Silvic Carpatia, dau startul programului de reîmpădurire a munților Făgăraș pe anul acesta. Ținta propusă pentru 2021 este de 100 de hectare, în două șantiere de reconstrucție ecologică, Valea Lungă și Groapele, cea din urmă fiind una din cele mai grav afectate zone pe care fundația le-a reîmpădurit în ultimii 10 ani. Fundația Conservation Carpatia, în parteneriat cu Asociația Ocolul Silvic Carpatia, dau startul programului de reîmpădurire a munților Făgăraș de anul acesta. Ținta propusă pentru 2021 este de 100 de hectare în două șantiere de reconstrucție ecologică, Valea Lungă și Groapele, cea din urmă fiind una din cele mai grav afectate zone pe care fundația le-a reîmpădurit în ultimii 10 ani. Cu sprijinul financiar acordat de Comisia Europeană în cadrul proiectului Crearea unei zone de natură sălbatică în sudul munților Carpați, Fundația Conservation Carpatia reface pădurile afectate de tăieri neconforme prin replantarea a peste 350.000 de puieți de molid, fag și paltin. Puieții din speciile naturale autohtone provin din pepinierele Carpatia sau sunt achiziționați de la producători specializați. Vorbim despre o viitoare suprafață plantată împărțită astfel. Aproximativ 30 de hectare în zona Valea Lungă și aproximativ 70 de hectare în zona Groapele. Realitatea, așa cum se prezintă ea în zona Groapele din Făgăraș, este șocantă și dezolantă pentru privitor. Ne aflăm într-o zonă renumită, cunoscută, care se cheamă Colții Cremenei și care are și o istorioară frumoasă, dar și tristă. Noi, în primul rând, ne aflăm azi aici pentru că în această zonă, dacă vedeți poligoanele care sunt selectate cu culoarea aceasta albăstrie, sunt două păduri, bineînțeles lipite una de cealaltă, care au vârste înaintate, 160-180 de ani, și care au fost protejate inclusiv în perioada comunistă, nu s-au putut tăia datorită stâncăriilor care există. Astăzi, împreună și cu acordul Direcției Silvice Argeș, respectiv a Ocolului Silvic Domnești, dacă această pădure îndeplinește toate criteriile pentru a fi introdusă în catalogul național al pădurilor virgine și quasi virgine, sperăm că ea va fi protejată pentru totdeauna. Colegii de la Ocolul Silvic Domnești menționau că este și o zonă importantă pentru biodiversitate, există bărloage de urs, iarna se adăpostesc caprele negre din această zonă. Dar povestioarea pe care vreau să vă spun este faptul că în zonă s-au aflat poteci și locuri de refugii ale partizanilor, luptătorilor anticomuniști din comuna Nucșoara, conduși de Toma Arnăuțoiu, care au rezistat 10 ani în acest munți și au luptat pentru libertate și împotriva comunismului.
Din păcate, după 10 ani au fost prinși de securitate, mare parte dintre ei chinuiți și apoi executați. Și au fost peste 30 de familii din Comuna Nupșoara care i-au ajutat în toată această perioadă și care după aceea au avut foarte mult de suferit în perioada comunistă. Ceea ce vreau să spun, eu sunt sigur că acești dictatori anticomuniști nu ar fi vrut ca pădurile să fie tăiate așa cum s-a întâmplat în ultimii ani și cum ați văzut în zona Groapele, în această zonă în care 300 de hectare de pădure trocedate au fost tăiate ilegal. Și cumva, dacă în această zonă reușim să declarăm aceste insule de păduri virgine și quasi-virgine, trebuie să o facem cumva și în memoria acestor luptători anticomuniști. Lucrările sunt efectuate cu angajați ai ocolului Silvic din cadrul fundației și cu lucrători sezonieri din localitățile din împrejurim. Melania, dumneavoastră sunteți soția domnului Ion, nu? Da. Cum e să veniți la... Haideți un pic mai aproape, dacă se poate. Să vă auziți. Cum este să veniți la reîmpădurit? Veniți de mult? Venim de ceva vreme. De câte zile sunteți aici? 4, 3 zile. Și cum? Cum e? Bine. E greu? Nu. Sunteți obișnuiți? Da? Ați mai fost la reîmpădurit? Da, am fost în Picireagu, la Domnul Cosmin. În echipa la Cosmin, da? Da. Deci tot la Carpatia. Da. De câți ani veniți la reîmpădurit la Carpatia? Când are nevoie, venim. De mulți ani? Când are nevoie. Dacă ne teamă și la anul și la anul, noi venim. Veniți. Da. Și în rest aveți loc de muncă sau îți bun banii? Bun. De la reîmpădurit? Și cum vă face să vă simțiți faptul că veniți la reîmpădurit? Aer, zona, frumoasă. Aer. Contează că puneți umărul să faceți o nouă pădure aici în Munții Făgăraș? Da? Da, ne place. Dacă ne plăcea, nu veneam, nu stăteam. În cele două șantiere, Fundația Conservation Carpatia realizează lucrări de reîmpădurire a suprafețelor afectate în trecut de tăieri neconforme reglementărilor silvice, prin aducerea înapoi a tipurilor naturale de pădure existente în trecut. În plus, se are în vedere și demolarea drumurilor de acces ilegale create în trecut în aceste păduri cu buldozerele, în mod intenționat pentru tăierea și extragerea lemnului. Două evenimente legate de evoluția trecută și actuală a României sunt prezentate prin cărți, imagini și fotografii la Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpul Lung. Prin două expoziții, vizitatorii vor afla mai multe despre ce a însemnat monarhia pentru poporul român și ce înseamnă Uniunea Europeană în contextul politicii actuale. Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpul Lung găzduiește, prin exponatele pe care le prezintă vizitatorilor, două mari evenimente din viața României. Este vorba despre Ziua Uniunii Europene și Ziua Regalității. Până la finalul acestei săptămâni, cărți, reviste și fotografii ne vorbesc despre nașterea Uniunii Europene, despre aderarea României în cadrul Marii Familii a Europei și despre o pagină de istorie în care monarhia a construit România modernă. Expoziția în această săptămână din cadrul Bibliotecii Ion Barbu din Câmpul Lung este dedicată Zilei Europei, 9 mai. Această comunitate a statelor europene a fost înființată începând cu anul 1950 prin declarația ministrului de externe francez Robert Schuman, prin care s-a creat Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, în care Franța, Anglia, Belgia, Germania, toate țările mari ale Europei au conluncat împreună pentru recuperarea situației economice din timpul războiului. România, fiind membra a Uniunii Europene, sărbătorim și în această apartenență la Marea Familie Europeană prin expoziția de publicații. Să nu uităm totuși că în această perioadă, pe 9 mai, este semnată declarația de independență a României de către regele Carol I, în urma războiului ruso-austriaco-turc, prin care România și-a câștigat independența. Personalități precum Mihail Cogălnicianu înainte și Alexandru Ioan Cuza, apoi Carol I, Gheorghe Brătianu, Ionice Brătianu au contribuit la obținerea acestui statut important. Și de asemenea, pe data de 10 mai, expoziția de publicații este dedicată sărbătorii Zilei Regalității, zi care sărbătorește familia regală a României, principele Carol, regele Ferdinand I și precum și regele Mihai, familia domnitoare a României. Cele două evenimente din această săptămână au o covârșitoare importanță, atât istorică cât și economică. Fără monarhie, România ar fi fost o țară supusă vicisitudinilor marilor puteri, iar fără Uniunea Europeană, dezvoltarea României ar fi fost de neconceput.
FC Argeș va evolua în Liga 1 și în sezonul viitor grație parcursului foarte bun din partea secundă a acestei ediții de campionat. Albvioleții și-au asigurat și matematic rămânerea în primul eșalon după egalul fără goluri înregistrat luni în confruntarea FC Voluntari Chindia Târgoviște din runda cu numărul 7 din play-out-ul Casa Liga 1. Albvioleții ocupă locul 2 în clasamentul play-out-ului cu 31 de puncte și nu mai pot fi ajunși de niciuna din ultimele 4 clasate care luptă pentru evitarea retrogradării. Cu 2 etape înainte de finalul acestui play-out, piteștenii păstrează un avans de 7 puncte față de Astra Giurgiu, echipă aflată pe locul 13, primul care duce la barajul de menținere-promovare în Liga 1. Argeșenii mai au nevoie de cel puțin o victorie pentru a-și asigura și matematic prezența la barajul pentru Conference League. Piteștenii își pot vedea îndeplinit visul chiar la sfârșitul acestei săptămâni dacă nu vor pierde meciul cu Dinamo, partidă programată duminică de la ora 16:30 pe stadionul Nicolae Dobrin. În afară de partida cu Dinamo, FC Argeș mai are de jucat și cu FC Hermannstadt în ultima etapă a acestui play-out. Dacă va ajunge la barajul pentru Conference League, FC Argeș va întâlni Chindia Târgoviște, câștigătoarea acestui meci, urmând să joace un alt baraj cu echipa de pe locul 4 din play-off, în cazul în care Universitatea câștigă Cupa României, pentru a se stabili ultima echipă care va merge în competițiile europene. CSM Pitești a participat la ediția din acest an a campionatului național de judo pentru tineret Under 23 individual și pe echipe, ce a avut loc în weekend la hotelul Piatra Mare din Poiana Brașov, iar rezultatele obținute de sportivii clubului au fost pe măsură. Printre cei care au confirmat și la acest concurs este Darius Georgescu, judocanul care a obținut medalia de bronz la categoria 100 de kilograme. Judocanul piteștean Darius Georgescu de la CSM Pitești confirmă și la campionatele naționale Under 23, unde a luptat cu sportivi mai mari chiar și cu 6 ani decât el, după ce în primăvară a obținut titluri de campion național la Under 16, Under 18 și Under 21. Împreună cu alți judoka de la CSM Pitești, Darius a participat la campionatul național pentru tineret Under 23 de la Poiana Brașov. Aici, la individual, la categoria 100 de kilograme, sportivul a obținut medalia de bronz, în timp ce la echipe a luat argintul. La acest concurs, medaliile obținute de sportivii de la CSM Pitești au fost aur Florina Bădiceanu la categoria 52 de kilograme, argint Florentina Ivănescu la categoria 63 de kilograme și Nicoleta Grigore la categoria 70 de kilograme și bronz Bogdan Ilie la categoria 66 de kilograme și Darius Georgescu la categoria 100 de kilograme. În competiția pe echipe, CSM Pitești a obținut locul secund la masculin și locul 3 la feminin, sportivii secției de judo fiind pregătiți de Valentin Ioniță, Alina Chieru și Cornel Pălărie. Revenind la Darius Georgescu, acesta este triplu campion național în 2021, obținând titlurile la Under 16, Under 18 și Under 21, iar la concursul Under 23 de la Poiana Brașov a concurat cu sportivi mai mari chiar și cu 6 ani decât el. Darius Georgescu este născut în 2005, este sportiv legitimat la CSM Pitești și mai are încă 2 ani de Under 18. Performanțele tânărului judoka de la CSM nu au fost trecute cu vederea și Darius a devenit component al lotului național de cadeți și juniori, care își desfășoară activitatea din 2012 la Pitești, sub îndrumarea antrenorilor Valentin Ioniță, Dragoș Bolbose și Narcis Rabolu. Pentru mâine, meteorologii anunță vreme instabilă în județul Argeș. În partea de nord a județului, cerul va fi acoperit de nori și va ploua întreaga zi. În sud mai apare și soarele, iar temperaturile sunt ceva mai ridicate. În nordul județului, după cum spuneam, avem temperaturi încadrate între 15 și 20 de grade Celsius. La Câmpul Lung vom avea valori de până la 16 grade și va ploua. În sud mai apare și soarele, la Recea și la Râca avem temperaturi de până la 22 de grade Celsius. În schimb, în centru, la Pitești, va ploua destul de mult, iar termometrele vor atinge valori de până la 20 de grade. Și în județul Dâmbovița avem vreme instabilă și aici, în partea de nord a județului, va ploua, iar cerul va fi acoperit de nori. Temperaturile din această zonă se vor situa între 15 și 18 grade Celsius. Și în sudul județului e posibil să plouă, însă aici mai apar și câteva raze de soare, iar temperaturile maxime ating valori de până la 21 de grade Celsius.
La Târgoviște avem vreme închisă și temperaturi de până la 20 de grade. La noapte, cerul va fi în mare parte acoperit de nori la Câmpul Lung și va ploua, iar temperaturile se vor încadra între 8-9 grade. Mâine, după cum spuneam, avem precipitații la Câmpul Lung și cer acoperit de nori, iar temperaturile nu vor depăși valoarea de 16 grade. E posibil să mai plouă și vineri în cea de-a doua parte a zilei, însă va ieși și soarele, iar temperaturile mai cresc cu un grad. Sâmbătă, în schimb, ne vom bucura de prezența soarelui și de temperaturi de până la 19 grade Celsius. Atât pentru astăzi, vă aștept și mâine cu alte informații despre vreme. Doamnelor și domnilor, știrile se opresc aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de Clar TV. Urmează emisiunea Univers Cultural. Să aveți vizionare plăcută! La revedere!